alegerile locale, da? Da. La Consiliul Municipal, da. Tot cu 48. Tot cu bicicleta. Da, da. Da, da. Alex, și lor, da? Da, da. Ce se lasă aici? Ai încredere pe el? Bicicleta, da. Candidatul, da, cred că undeva mai în mapă. Da, da. Nu mă pun bicicleta. Sunt de candidat. Так, Олег Брега, что я не скрываю сейчас? Да, что мало, что вы скрыть кирвас? Ну. Îmi dați, vă rog, listele necompletate, că văd că aveți 11. Oleg, dă-le, dă-le, în pași. Necompletate, mai întâi, ca să... Așa că până când dumneavoastră scriți, că eu să lucrez cu acestea. Da, da. Da? Ați spus că necompletate aveți... 11. 11. 10. Tot așa, dar n-am prins loc, că nu am prins oameni. Acum noi pe ele le poasă? Da, le poasă. Să spunem, pe ele le poasă. Da, poasă. Descrim ordinea alfabetică. Da, cum nu contează? Nu, nu. Haideți, vă faceți comun. Vă dăm, că dați, dăm, te rog, de până și puțin. 11, eu le-am făcut. Vă puneți de sub, să fie comun, așa, nu? Luați o localitate, scriți numărul de liste și numărul de susținători. Numărul de liste mai întâi. Numărul de liste. A, și liste. Da, și de dacă îmi dați mie să vedeți. Agrăbăgeți, aici în care. Sunt emoționat. V-ați emoționat. Ia câte codru. Codru, așa e? Ați spus 5 acolo de 5 liste și 120 semnături. Codru. Codru. These people seem a lot friendly than 4 years ago. They're friendlier than 4 years ago. Ok. Zici că e mai prietenoasă comisia decât 4 ani în urmă, îmi pare lui. Da? Da. Is it possible? Este posibil, sigur. Și este emoțional. E principală să fim oameni. Să vedeți,
Așa, la voi asta merge prima, da? Codul. Codul 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 acolo, da? 10 la Durlești. Da, noi 5 am scris. La Durlești 10 liste. Semnătoria ca 124 cu 91. Deci cât iese? 115. Asta 100. Da, 215, da? Da, da, da. 215 iese la Gorlești. Cel mai mult semnături, cred că e cifra asta. 215. Așa scrie, 215. E că nu am urmărit în asta, luați apă. După râd să merg. După codul vedem Gorlești, da? 7 liste. Da. 10. Gorlești? Da, 10 liste. Aveți 10 liste, da? Da, 215 semnături. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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
Thank you.
fost invers. Așa a fost, așa a fost. Și să vândem de data. Da. Mai departe următorul? Băcioi 3 liste. Băcioi 3 liste. Așa, 29. Așa, și mergem mai departe noi, da? Da. Avem nota informativă, ați semnat? Da. Da? Listele mergem. Demersul este. Listele 29. Avem 11, ce ați scris, da? Mai departe. Nota informativă privind listele de verificare, iată. Declarația privind consimțământul de a candida. Scris, da? Da. Declarația de avere și interes personal. Asta e până. Consiliul alegerii parlamentare nu vă face. Asta, domnul Brega, vă dăm asta originalul, iar aici vă rog faceți semnătura în original, să nu fie. Spune. Uitați, vă rog. Cum se recepte? Criză de hârtie. Da, nu, din contra, motive ecologice, am vrut să păstrăm copaci în viață. Da? Da. Și credeți că cu asta ați păstrat un copac? Da, câte pagini am acum să vă dați, da. Declarația de îndrăzunați? Da, asta. Asta-i tot? Da. Sunt două fire? De 2 ani, eu sunt de 2 ani? Da. Mă să văd. Din ori 2018. Noi acum ne verificăm doar calitativ, așa da. Să fie totul, da? După aia noi o să verificăm totul. 4? Două file. Acolo scrie pagini? File. Da. Simbolul electoral aveți? Cu descrierea. Dar lipsa interdicțiilor. De plină. O clipă să ajung la ea. Este la sfârșit, nu știu ce vreau să spun. E bine, mergem după asta, da? Lipsa interdicțiilor. Da, nu știu ce era. De fapt, ce e ce era înainte, care... Ce era certificatul de integritate. Da, da, acum se face pe certificatul de integritate. Pot scriu. Uitați, eu m-am dat foarte. Aveți formulat sau? Mai pare rău să o faci. Asta e așa o formă, dar și separat face. Nu poți scrie jos aici, uite, Ilie, dă-mi te rog. Dă-mi te rog.
cineva. Model, un mapă. Să-l ajutăm pe domnul Brega. Este un model ceva? Este. Iată, acolo e din mână, pot să mai scriu. E clar, pe cot, răspunde că nu am interdicție. Știu, domnul Brega, trebuie să fie chiar două, trei documente. Dar știu, chiar aici scrie el. Scrie, dar trebuie să fie separat. Da, înțeles. Da, dar acum o să vă... Pare absurd, dacă scrie. Pentru două cuvinte scriu, să mai stricăm o pagină. Dar nu mai stricăm nimic, nu pe tine. Și dacă scrii din computer, trebuie să scrii din mână. Așteptați o clipă, vă rog. Ah, de ce nu? Dă-mi, te rog, mă uit eu singur. Când mă uitați cum este forma, credeți, eu am să ascund, că și nu vreau să fac. Datele personale. Da. Sunt un alt organizat, da? Da. Am lucrat împreună și știi. Păi nu trebuie să dau când să-mi spun, nu știu, numai orice nu trebuie. Nu. Nu-i spune numai un an, dar ne-am pune. Adeclar pe toate le spun. A, candidat. Candidat independent. Trebuie să scriu toate astea? De ce vrei să scriu? Aia, nu mi se poate. Aia, nu știu unde. Trebuie să scriu unde pe urmă. Vedeți că chiar și într-asta căriile voastre aici se cere separat, uitați-vă. Este anexă de la hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Avem declarația de adere și avem declarația pe propria răspundere. Sunt două documente separat. Și eu nu vreau să-mi calculice și nici pe dumneavoastră vă îndemn să nu încălcați. Deci e două documente separate, măcar că la matare o să fie pe aceeași foaie. Și noi acolo așa și-o scrim, că aici o să facem declarație pe propria răspundere. Aici unul. Și aici e 1, dar pe versul la punctul 5. Scrie 1, pe versul la punctul 5. Așa și scrie 1, pe versul, nu pe versul, pe fila, pe fila 5. Domnul Navu scrie separat. Așa? Articolul 29. De proprie propriu spus, dar nu am fost pus în termenul de da? Hai, așa. Da? Să scriu o dată? Nu, nu, nu. Să scriiți așa, să vă fie comod. Nu, nu, nu. Așa. Că nu am fost pus. Nu, cum să fie? Scrie.
cum trebuie să fie stick-ul și vă luați stick-ul aici. Eu cred că te-am apropiat în computer. Dar copiezi? Pe imagine, nu pe imagine. Mi-a trimis o dată, eu l-am e-mail. Puteți să-l trimiți, acum așa de aici, dacă vine. Și aici este descrierea. Asta e tot? Dar și n-ajungi, super simbol. Și eu doar nu verific, asta e tot? Da. Toată descrierea? Da, iar mi-a economisit jumătate de... La descriere? De tot alături. Aia este simbolul. Este suport electronic și pe cutie de culoare albă. Pe suport electronic scrie, dar nu. Copie de pe actul de identitate. Ia pe cine am cât de fiecare. S-au uitat, s-au luat nici în aplicare. Și așa o inerită, mă bucur foarte mult. Eu nu mă bucur, că văd că sunteți un candidat nealoial. De ce? Nu știu de ce, ați început să difuzați publicitatea electorală. Domnul Breda. Nu sunteți aregistrat, dar difuzați publicitatea electorală. Haideți să fim... Ați copiat, da? Este și sigla. Este pisic? Da. Atunci. Eu nu vă doresc succes, o să cer chiar pe comisie să vă descalifice, pentru că faceți publicitatea electorală înainte să fiți înregistrat. Eu vă doresc succes. Rușine să vă fie. Și eu lăbăsesc să fie rușine că recomand așa candidat. Domn Breda, aveți însă masa. Deci, uitați, vă aveți actul de transmitere, recepționare a actelor. Aveți sănătura dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Breda, numai bine. Deci, succes. Rușine. Succes. Domnul Breda. Da. Da. A, Erika s-a făcut. Vedeți că așa ești venit să tragem... Da, să tragem. Să tragem. Mapa șeie care le-am venit. Mapa ta. Nu, 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 lege, se face tragerea la sfârșit. Numai dacă noi o să reușim să primim actele, poate fi și după 5, până când o să reușim sunt la aici, mă duc alături la comisia să le procesăm. Nu, da, sună, da, de 5. Vă zic până. Haideți, dar... Cine s-a Sergiu Boșcăneanu. Mulțumesc. Opa. Da.
Mulțumesc. Sănătate. Viață. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc frumos că am fost împreună. Vă felicit cu o povestie din punct de vedere. Și vă mulțumesc. Și cum am aștept audiența ministrului. Da? Luni, prima zi de luni. Prima luni a lunii și a treia luni a lunii. Am respectat cu stricteții graficul stabilit la mine. Acapararea bunului public. Eu sunt unul dintre cei care, iată, în 45 de ani au demonstrat că nu prea neapărat să îmbogățească. Îi pasă de mediu, îi pasă de spațiul care circulă pietonii, îmi pasă de transportul public. Sper să vin cu astfel de schimbări în Consiliul Municipal. De ce consilier independent și nu primar? Pentru primar îți trebuie 10.000 de semnături și asta e imposibil să colectez în mod cinstit, fără mafie și fără resurse administrative. Aș fi candidat dacă ar fi fost condiții civilizate de candidat. De aceea m-am limitat la cât îmi permite placuma legală. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Ce aveți candidat? Eu sunt ca cu mine, care sunt curajos și candidez la primar. Cum ați adunat 10.000? A, de la partid? Eu nu sunt membru partidului. Păi de leac. Am obținut la masă. Știu că ai fiecare. Eu am spus 3
medie nu este, că avem mai puțin de 5. Mulțumesc! Vedeam ce duminică și bea la Părești. Da. Trebuie să duc colegi să-i spui? Nu mă duc să-i spui. Eu rămân în grupă și dacă nu am vrut. Dacă rămânem amândoi. Cât acum mai are? S-ar putea să mai dureze jumătate de oră. Mai sunt încă... Eu eram la 7 la întâlnire. S-ar putea să fie maxim 10, nu 13, cum credeam. Da, ei, alții au mai mișinit, alții. Și nu ce... Domnul Stipule, apitați-mă. Eu, pentru că dumneavoastră aveți acatolimentul și vă fac și dumneavoastră copia, ca să aveți. Înțelegeți că noi este necesar să facem tragerea la soț. Nu vă considerați că voi toți astăzi ați așteptat să veniți să ne aduceți actele. Noi trebuie să organizăm tragerea la soț. Mai întâi, fiecare își prezintă cine se prezintă. Notează aici. Cine este, numărul de ordine, numele familia, dacă este reprezentatul, își pune numele său și numele pe cel care îl reprezintă. Vă rog frumos ca să nu pierdem timpul. Haideți, doamnă, și dăm întâi cați, doamnă. Așa. Mai aveți ocazia să trageți și numărul care nu e în oală aceea. L-am scris. Nu știu ce e azi. Aici nu trebuie să pentru că să nu sunteți pe unde să vă spuneți. Da, 19 da, nouă. Aici nu. Vă spuneți, ne știți că e mai nu în așa. Sigur că da. Așa. Mai departe, vă rog. Mai departe. Hai treci dumneavoastră, că vă practic. Așa, dumneavoastră ne prezentăm. Așa, scrieți-vă familia dumneavoastră. Semnată și dumneavoastră. Următorul, vă rog. Următorul. Dar cine? Nu avem cineva? De la Pun, nu nimic. Pun, nu. Stați-o leacă, trebuie să fie toți. Pentru că dacă nu sunteți toți, atunci nu organizăm tragerea la sorți. Așa este după regulament. Organizăm doar tragerea. Stați-o leacă. Deci astăzi noi am avut. Scrieți-vă și dumneavoastră. Nu din greșire, cei care nu sunt credeți, nu? Nu sunt a fost cu la parlamentare, pe care așa? Trebuie să fie acolo. Ce? Să extrăiești. Dar nu are nimic telefon, a fost și-l găsim noi. Da, sună, doamnă. Dumneavoastră sunteți reprezentant, acolo ați scris că reprezentantul lui Brega? Ați scris, Stipulează. Este. Mihalache. Mihalache. Nu este. Vorbesc cu dumneavoastră. Zucec. Eu puțin. Haideți cu dumneavoastră puțin. S-au venit dumneavoastră să reprezentant. Perfect, haideți, vă știu. Vine, da? Încă timp? Încă câteva clipi, da? Luați loc, vă rog, dacă îmi permitați picioare. Dar trebuie să fie câteva poze. Trebuie să noteze și domnul Mihalache, dacă vine. Da, 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 eu știu. Hai, luați loc aici. Nu, ce-am spus, că 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 ce
așteptați. În cazul în care unul sau mai mulți participanți la tragerea la sos, care au depus în aceeași zi actele spre înregistrare, nu s-au prezentat la sfârșitul zilei la organul electoral pentru efectuarea tragerii la sos, în vedere de determinare ordinii de înscriere în buletinul de vot, organul electoral stabilește pentru ziua următoare ședință la care se va efectua tragerea la sos, urmă cu informare repetată a pretendenților respective. Dacă unul dintre pretendenți nu se prezintă la ședința repetată, tragerea la sos se va efectua în lipsa acestuia. Fapt care urmează să fie consemnat în proces verbal. În acest caz, pretendentul care nu s-a prezentat îi va eliminat numărul de ordine neatribuit. Așa că există cutia legii. Dacă nu se... Dacă nu vinea domnul Nicolae, trebuia să organizăm pentru noi. Atât ați așteptat, noi am rugat domnul Steculeac, noi ne-am lămurit și... Și, da, iată, bravo! Domnul Mihalache, haideți, vă rog, noi vă așteptăm pe mine. Eu ce spun să vă rog. De-a mai multe reprezentanțe nu sunt aici. Deci acum că... Respectăm prevederile legale tocmai și avem un regulament aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale privind tragerea la sorți, deoarece astăzi au fost prezentate domnul Brega la orele 16:20. Când ați intrat, adică noi, fiindcă noi v-am dat iarăși, ați venit iarăși. După aia a venit doamna Zucic, Erica, 16:30. 16:50 Mihalache, Sviatoslav. 16:55, 50, parcă se, Leașenco și ultimul a venit domnul Stăpâneac. Avem regulamentul privind tragerea la sorți, dumneavoastră sunteți 5. Noi deja 6 i-am înregistrat, pentru că au fost mai pisteți ca voi. Și uitați-vă, avem numărul 7, el este, așa, o leagă se vede, 8. Este numărul 8, 9, 10 și 11, din 13. Acum, fiecare număr vă uitați clipul, care și punem fiecare număr în clip. Îl iei de rugă ce... Așa. Fiecare le punem în clip și dacă nu urmăm nimic. Nu are nimic. Vedeți? Așa. Și acum eu o leac le mai curc. Și acum rămâne să facem ordinea. Deci cum am făcut și înainte, de fapt face cei care cum au venit, cum s-au prezentat. Așa facem, da? S-a prezentat prima... Brega. Da. Domnul Brega, poftim? Adică reprezentat. Dumneavoastră... Și ne spuneți numărul? 10. Vă rog frumos pe versoul numărului, vă semnați și data puneți... În spate, dar pe versoul, da. Și data ați fost. Data și numele. Ați semnat, da? Da. Și, dar numele acum nu semnătura fără nume și prenume nu are nicio valoare. Așa. Și dați și pietură. Asta o să fie anexă la procesul de tot. Următoarea, doamna Zuci. Deci aveți numărul, sau 6? 9. 9. 6 a fost, deja este numărul 9. Pe versul, vă rog, frumos.
18 semnează. Ia tocul acolo lângă el. Vă semnați și puneți și data, pe versul. Așa, 10? Nu. 7. Vă semnați, vă rog, pe persoană și data. Da. Și da. Da. Și da. 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 8. 8. Deci, 8. 8. Pedersul numărul. Așa. Semnatura, numele pe numele. Da. Și data, da? Și data. Asta. Deci, asta. O, este pe față. Trebuie pe versul numărul. Și domnul ce e ce a rămas? Avem numărul? 11. Ia uite, dragă, ce dreptate s-a făcut. Ultima s-a dus, ultima s-a dus actele și ultimul șoareț. Nu, și ne-a pretins la altceva. Scris și data și numele și prenumele. Acum eu vă fericit pe voi toți și noi avem 5 zile de verificare a listelor. O să fie întocmite note informative privind rezultatele verificării listelor de subscripție, după care noi vă invităm să faceți cunoștință cu ele și vă dăm și câte un exemplar. După aia avem încă 3 zile pentru a hotărâi înregistrarea dumneavoastră. Zile calendaristice. Calendaristice, da. Și acum, la revedere! La revedere! Doamna!